fost prima impresie când l-ați întâlnit pe Fujita Sensei? Prima impresie a fost că trebuia să-l fi întâlnit mai devreme. Am pierdut timp făcând lucruri inutile, făcând lucruri nu tocmai potrivite. Și mi-a părut rău că nu l-am întâlnit mai devreme, pentru că mișcările lui emanau simplitate și nu atât de mult complicații. Cam asta a fost, ce să zic, impresionat de Japonia și de japonezi. Eu am fost tot timpul pasionat de Japonia, de limba japoneză. Și primul gând a fost că trebuia să mă fi întâlnit mai devreme. Care din tehnicile maestrului Fujita v-au impresionat cel mai mult? Toate tehnicile m-au impresionat. Nu atât tehnica în sine, cât modul în care el aborda tehnica. Foarte direct, fără ocolișuri și cu o putere pe care n-am putut-o, cel puțin la vremea aceea, să o înțelegem. Eu n-am putut să o înțeleg de unde a dat puterea aceea și simplitatea m-a impresionat foarte mult. Învățasem la vremea aceea multe tehnici de aikido, știam. Aveam impresia că știu tehnici de aikido, dar știam multe complicații. Foarte complicate. Fujita Sensei ne-a spulberat aceste complicații, a intrat în noi și ne-a arătat calea cea mai simplă, cea mai eficientă, cea mai directă. Iiminage, cădeam din Iiminage și aveam impresia că pic de la etaj, deși nu erau decât 1 metru și ceva de unde cădeam. Un șoc care transmitea, încheieturile la fel. Nikkyo, Kamate Kubi, intra foarte rapid în ele și cădeam, ne trimiteam unde vroia el să mergem, foarte rapid, foarte direct, fără ocolișuri. Ca secretar personal al fondatorului aikido-ului, O-Sensei Morihei Ueshiba, ce v-a povestit Fujita Sensei din experiența pe care a trăit-o alături de fondator? Au fost multe lucruri care ni le-a spus, multe prelegeri, multe lectures, la care, datorită limbii japoneze, am putut să le traduc. Dar ne spunea că stătea foarte mult cu O-Sensei, atât de mult încât însăși familia Ueshiba era invidioasă pe timpul pe care el îl petrecea alături de O-Sensei. Cum era relația elev-profesor în relația dumneavoastră cu Fujita Sensei? Inițial am perceput ca fiind distant, inabordabil. Nu știam cum să-l abordăm și poate că n-am știut niciodată cum să-l abordăm. Încet, încet mi-am dat seama că îi păsa de noi și avea grijă într-un fel de noi. Deși maniera lui de exprimare mi s-a părut rece, mie mi s-a părut rece, impenetrabilă de japonez. Totuși, în sinea lui încerca să ne deschidă ochii și să ne povestească cât mai multe și să ne facă să înțelegem lucruri pe care la vremea aia nu le-am înțeles. Sincer să spun, nu le-am înțeles. Ce învățăminte ați rămas de la maestrul Fujita, uitându-vă acum în urmă? Fujita Sensei și-a dorit ca noi să fim, în primul rând, uniți. A fost o vreme în care nu eram atât de înclegați ca și grup. Și și-a dorit să fim o organizație puternică și să fim toți. Pentru că toți eram elevii lui, să fim mai uniți. Și târziu am înțeles intenția lui. Cât de partea de tehnică, am înțeles că trebuie căutată simplitatea. Să mergi direct la esență, să nu te pierzi în niște detalii și în amănunte nefolositoare, să lași deoparte ceea ce nu este folositor, ceea ce este în plus. Dacă ar fi să dați timpul înapoi, ce întrebare ați adresa maestrului Fujita? Știu că ar fi mii de întrebări, dar dintr-o mie de întrebări ar trebui să alegeți una. Care ar fi acesta? Cred că aș fi vrut să știu mai multe despre schimbarea lui alături de O-Sensei. În mod sigur, lângă O-Sensei s-a schimbat. Și despre cum s-a schimbat el în interior și despre cum l-a influențat O-Sensei. Și ce anume, ce trăiri i-au fost transmise, trăiri intime ale lui. Și prin ce împrejurări a ajuns să simtă ce a simțit lângă O-Sensei. Sensei, noi vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru amabilitatea acestui interviu. Și vă și felicităm pentru gradul Yondan pe care tocmai l-ați obținut. Mulțumesc mult! Mulțumesc!